cu Dumnezeu e în felul următor. Îi ceri și îți dă. Zic, bine, ok. Zice, nu, da, cere-i ceva. Zic, las că îi cer eu. Păi nu, cere-i acum. Că eu de asta, eu sunt aici lângă tine. Și zice, uite, du-te așa la gardul bisericii încolo și du-te și cere-i lui Dumnezeu ceva. Zic, bine, acum, acum. Și am plecat exact într-un episod ăsta în care nu știi textul, nu știi... Te duci și zici, băi, ce filmăm, ce tragem, du-te, du-te. Și popa se uita, eu mă întorceam așa la el și el spune... Și ajung la perete, pun mâna pe perete așa. Ăla, popa era mic acolo, nu-l mai vedeam. Era și ăla zice, bag, bag. Și zic, Doamne, câți proști au sărit gardul. Zic, ăsta e varsă, s-a ghei, că sunt, că fac. Zic, dacă ăștia sunt oamenii tăi, zic, e clar că ești ăsta, că și ăsta prostul ăsta zice, Doamne, că să-ți cer ceva, că să-mi dai. Eu acum am venit și eu, nu știu, de vreo ce să cer, că n-am sănătate, dar ăsta a zis să cer ceva concret. Eu am venit de vreo 5 ori și eu cred că e cam 20 de lei drumul dus întors, 5 ori 2, 10. Deci vreau și eu 1.000.000 de lei și mai vreau și eu pentru... ce a mai fost așa de țigări și de ranjul meu încă 1.000.000 și 500 așa să fie bonus. Doamne, hai, Doamne, ajută-mă. 2.000.000 jumate. 250 de lei. Asta e cerut lui Dumnezeu la gardă. Asta am cerut eu lui Dumnezeu. Concret. Acolo la gardă, numele lui ăsta care m-a forțat că du-te cere lui Dumnezeu ceva. Și mă duc la el, în timp ce mergeam spre el, două babe îi pupă mâna, îi dau o hârtiuță, stau, ridică sutana, bagă, ajung la popă, zic, gata, bravo, ai văzut? Zic, băi, n-am văzut. Zice, hai că ne vedem lunea viitoare. Și zic, da, dacă ne vedem lei, lunea viitoare, da, zic, hai, lasă la tine iar... 100 de lei, da, dar zic, încă de 20 de lei nu mai vin. Hai, la revedere, părinte, la revedere, hai. Și plecăm așa, ca în filmele aia cu pistoale, așa, și ăsta zice, auzi, Mariuse? Și eu zic, ce vrei? Și ăsta bagă mâna în buzunar, ia vino mă încoa. Mă duc la, da, mă, ce, Andrei? Era da, mă, deja, nu mai era investit, păi părinte, da, să rămână. Ce vrei, mă, Andrei? Da. Ăsta scoate hârtia, desface plicul babelor, era 100 de lei. Se uită la mine, se uită la sută, se uită la plic, zice... Bagă mâna, ridică de dincoace, mai scoate niște bani, avea pumnul plin de bani așa, și mai ia, se uită la mine, a mai pus 100... Eu mă uitam la... Băi, am jucat cel mai bine din viața mea, dar tu eram... Ce faci? Ce e asta? Ce faci? Ce nu merg banii în fața mea sau... Și mai au una de 50 și zice, și a hârtia, bă, tu ai cerut 250 de lei? Bobo, m-am căcat pe mine. Nu că de ce n-am cerut mai mult. Bă, m-am făcut de căcat, nu știu cine-i Dumnezeu, dar în fața lui zic, băi, nu se poate. Vorba, eu când ți-am zis, tu ai zis, nu am au microfoane. Nu e, bă, e talentul ăstuia lui Popa. Ce talent, lui. Mă, cum a făcut să audă? Nu știu, mă, nu știu. Eu zic că acolo unde te-a trimis, te-a trimis la un punct și tu ai pus mâna până ai declarat și la microfon. Mă, nu unde-i becul ăla roșu acolo, dar la gard. Dar chiar e o chestie ciudată. Babele a pupat mâna în timp ce veneai tu spre el. Da, da. Eu știu de unde a ieșit 100 de la 100 babe, de lei, din... a ieșit din plicul cu babele. Cu... Și cred că pe plic scria baba aia care a fost mai aproape de tine, a zis, nu cred că scria așa, era 100 sau cred că mai mult, dar n-am auzit bine. Cum să audă babele bine, mă? Babele zic că n-aud, dar el aud. Cum? Și cred că asta i-a zis. 100 sau mai bine, părinte? Și el de-aia s-a gândit la tine. A mai pus 100 și te-a așteptat. Ba, s-a zis-o și la stand-up. Ăsta-i stand-up, mă, să te duci să vorbești că Dumnezeu ți-a dat 250 de lei. N-a râs, mă, nimeni, erau toți. Păi nu e, mă, de râs. E ideea cum s-a întâmplat să-ți dea 250 de lei fix cât ai cerut. Nu știu. Dar dacă ăsta e Dumnezeu, ce ai? Dar și ce am făcut cu banii? M-am dus, am făcut plinul, da. Mi-am luat țigări și 50 de lei am ținut de buzunar, n-am mințit cu nimic. Și de atunci eu nu mă mai joc cu Dumnezeu. Ce dă, aia e, să fie primit. Vrei haina de pe mine? Ia-o. Las care el grijă. Nu mă, mi-e frică, nu mai fac așa ceva. Nu mă joc cu treaba, adică nici nu m-am jucat, dar nu luam de redere, sau ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple, știi?